Dacă suntem la capitolul proiecte, să epuizăm și acest moment, să vă spun că poate știți deja că ați trecut prin marele hol, marea intrare a Sălii Palatului și mulțumim Sălii Palatului că ne găzduiește și lui Cristu Dor Tuțuianu că al treilea an la rând a făcut cumva în nebunia asta pentru Sala Palatului pe care o caută toată lumea să păstrăm tradiția, să vă spun că au apărut niște cărți. Astăzi a apărut o carte numită Totuși Toamna, editura didactică și pedagogică, a avut o idee extraordinară. Poezii de Adrian Păunescu, poezii de toamnă și înăuntru un CD cu piese pe versuri de Adrian Păunescu, unele foarte cunoscute. Mulțumim editurii și Mariei Nistor pentru această idee dusă repede de tot până la capăt. Ci este doar începutul, vor fi și celelalte anotimpuri, dragilor. Iarna, primăvara și vara. Asta e. Suntem pleonastici, dar astea sunt anotimpurile. Și tot săptămânile trecute au apărut trei cărți pe care le-am scris despre opera lui Adrian Păunescu. Țara în poezia lui Adrian Păunescu, 10 imagini ale țării în poezia celui care a fost tatăl meu și al unei generații, părinții și copiii în poezia lui Adrian Păunescu și dragostea în poezia lui Adrian Păunescu. Cel puțin în asta de dragoste veți descoperi bărbatul în toate ipostazele lui nebunești. Învingătorul, pierzătorul, gelosul, arogantul, fatalistul, filozoful și toate celelalte ipostaze în care dragostea ne aduce. Și vorba lui Avram Iancu, să nu vorbim mult, să trecem la treabă, nohai, să mergem mai departe și dacă tot zisărăm nohai, să-l aducem la microfon pe cel care din 92 de când a intrat în Cenaclul Flacăra n-a mai ieșit niciodată, este un nebun de alb sau nebun de negru sau nebun de toate culorile pe care le cântă, domnul Emeric Imre, care vă va cânta o piesă a sa. Și nu o să fie nebun de alb. Nebunul de alb este în partea a doua a spectacolului. Este momentul să cântăm ce cântăm, Emeric. Bună seara! Noapte de unul singur și veți avea parte de o compoziție extraordinară, de o orchestrație minunată și de o intervenție absolut emoționantă, zguduitoare a domnului Marcel Pavel. Vă dați seama că sunt emoționat de trei ori și pentru frumoasele clipe petrecute împreună alături de Adrian Păunescu și de colegii din Cenaclu. Și acum, și din cauza orchestrei și a domnului dirijor și prietenul meu, datorită. Dacă e din cauza, e de rău, Imi. Dacă e datorită, e de bine. Dacă era Adrian Păunescu aici, nu scăpa chestia asta. Pe cristalii și nu sunt cu tine, vai, nu sunt cu tine. Chopin un concert de piano are cale și calea e lungă și noaptea e mare. De iarnă mă saturs, de plânsete saturs, iubire între noi în o mie de paturi și primăvara te-nsuri mai sus și eu anul mirensei, noaptea târzie.
Deșele înapoi înțeleam cui de ce. Și restul eu mai șopăm și de ce. Fiare noapte și ninge imere și ninge cu șoapte. Mi-e dor ca ne-mprundu i-am copilărie de tine aceea ce n-a fost să fie. Iar dacă ai fi dintr-o dată cu mine, mi-ar fi totul altfel și nu mi-ar fi bine. Sunt fumuri pe case, iubiri sunt în case și cerul la fum și-a păcate miroase. Tășere înapoi însă n-am cui te cere. Și restul e numai șopan și te cere. Tășere înapoi însă n-am cui te cere. Și restul e numai șopan și te cere. De parcă mă strânge cravat, mă târi pe coate, te caut pe pernă. Și noi ce spuneam, că iubirea e eternă. Și uite ce gramnic se arată și trece. Și sângele rana lovită e rece. Aud un pian, un șopen de departe. De care n-am parte, de care n-ai parte. Tășere înapoi însă n-am cui de ce. Și restul e numai șopând și tăcere. Tășere înapoi însă n-am cui tăcere. Și restul e numai șopând și tăcere. Emeric Imre, Marcel Pavel și Orchestra Metropolitană București. Mulțumim, fata. Mulțumim, Emeric. Ne vedem în partea a doua a spectacolului cu Nebun de Alb și alte minunății. Dragilor, în 1981 veneau la Cenaclul Flacăra două artiste tinere, sensibile, talentate și extraordinar de doritoare să spună ceva. Să spună, de exemplu, că în dragoste, uneori, soluția este o cană cu vin. Atunci erau Magda Fino și Sorina Feier. Acum vine să vă cânte la o cană cu vin împreună cu Orchestra Metropolitană București. Artista Magda Pușcaș, cea care de atâția și atâția ani este pe scena aceasta și chiar în anii în care Cenaclul a fost mai puțin vizibil, a făcut împreună cu o echipă mică de lângă Adrian Păunescu posibil ca lucrurile să meargă mai departe. Evident, Magda Pușcaș, după cum vă dați seama, o urmașă a lui Decebal și a lui Traian, așa, o unguraică din
Ardeal. Să tot avem asemenea unguri care cântă în cultura română și care își fac treaba, știu limba, cântă și în limba lor și care au o patrie care se numește România. Mulțumim, Magda Pușcaș. Și acum să vedem, la o cană cu vin. Nu ezitați să cântați, dragilor. Asta e minunăția aici cu Daniel Jinga și orchestra sa. Că este și simfonic și este și popular. Este și cenaclu și este și o nebunie nouă. Cântați, cântați ca să nu vă pară rău. Pentru că spectacolul ăsta este o singură dată. Cântec scris de Magda și Sorina, de ecoul. Unul dintre mari artiști ai planetei, nu doar ai României, este Gheorghe Zanfir. În anii în care Gheorghe Zanfir era departe de casă, în anii în care aproape nimeni nici nu mai îndrăznea acasă să-i pronunțe numele, pentru că nu, era departe de România rigidă de atunci, Adrian Văunescu la Radio România, în emisiunea sa, până i-am interzis-o, bineînțeles, spunea despre Gheorghe Zanfir lucruri extraordinar de adevărate și de curajoase. Era 1984. Haideți, de fapt, să vedem, să auzim ce spunea Adrian Văunescu despre Gheorghe Zanfir când Gheorghe Zanfir era interzis în România. 84. Hai să vedem. Din nou, Gheorghe Zanfir. Gheorghe Zanfir? Un geniu, un muzician român, poate cel mai la modă și mai durabil în această
modă, autor și interpret de muzică din lumea de azi. Iată, mă hazardez să spun asta. De la Beatles încoace, eu cred că lumea nu cunoaște un fenomen mai durabil și mai profund ca fenomenul Gheorghe Zamfir. Îl invităm în scenă pe extraordinarul artist al planetei și al nostru, domnul Gheorghe Zamfir. Poftiți, dragul nostru, poftiți și mulțumim că sunteți parte din Cenacul Flacăra de astăzi.
Ce să însemne asta oare? Să însemne că nu-l lăsăm să plece fără să-l mai dea un semn de vibrație divină. Să nu lăsăm să plece pentru că este un moment unic. Gheorghe Zanfir pe scena ce n-a plic Flatra. Și mi-amintesc, dragul nostru, în 1990 și ceva, când ne-ați găzduit la dumneavoastră în Franța, înainte să vă repatriați de tot, am fost cu tata la dumneavoastră la Mâșmulen și am petrecut o jumătate de zi teribilă. Și a făcut Gheorghe Zanfir acolo, departe de casă, un adevărat Găiești. Și a făcut o moară românească și a făcut o cruce albă. Avea și un măgar alb. Da, era o măgăriță, o chema Montserrat Caballé. Să știți că eu am filmat momentul și mi-amintesc că era un măgar. Și pe băiat îl chema Carus. Am fost la Gheorghe Zanfir acasă și la un moment dat filmul va ieși. Și Gheorghe Zanfir sări în propriul gard, ducându-se să caute măgarul alb din curte. Era un măgar de rasă egipteană. Poți să spun cum îl chema? Poftiți? Poți să spun cum îl chema? Că eu țin minte cum îl chema. Păi Caruso. Teoctist îl chema. A, Teoctist. Că panda nu minte, maestru. Poate aveți dreptate că aveam patru. Vă mulțumesc frumos. Începem? Da. Genii al planetei, dacă a zis Adrian Păunescu,
putem să spunem și noi, că este un adevăr, o certitudine. De 10-10 de ani, un monument de muzică, de creativitate și de talent. Gheorghe Zamfir, dragii noștri, pe scena Cenaclui Flacăra. Mergem mai departe și aducem în scenă un moment cu totul neașteptat. Un moment foarte legat de ceea ce a fost. Pentru că trebuie să recunosc că dacă nu era un prieten care mi-a propus să încercăm nebunia să-l aducem în seara noastră pe Gheorghe Zamfir, poate nu aș fi cutezat să îi trimit invitația și prietenul acesta se numește Pavel Lazarov și este acolo. Dacă vă spun că e profesor de matematică, o să aveți ceva rețineri, că e o materie pe care o iubim cu toții. Dar ideea care a pornit așa într-o discuție a noastră, dragă Pavel, nu putea fi dusă la capăt decât dacă aveam un alt prieten care l-a și a dus pe Gheorghe Zamfir. În mod concret, el se numește Radu Fornea și este un artist și un creator de evenimente pe care îl invităm în scenă împreună cu trupa K1 și cu Paula Selling. La începutul anilor 90, pe scena Cenaclului, începuseră în spectacolele noastre din București să apară momente de hip-hop, momente de muzică nouă, de muzică neașteptată. Așa că nici măcar hip-hopul nu a lipsit de la Cenaclul Flacăra și de aici încolo să lăsăm pe Radu să vă spună câte ceva. În primul rând, bună seara și vrem să vă mulțumim din suflet. Vrem să vă spunem o poveste, în primul rând să nu uităm să avem grijă de geniile noastre. Ca un arc peste timp, ceea ce tatăl lui Andrei, așa îmi place să îi spun geniului Adrian Păunescu, a reușit să facă cumva un miracol, dacă vreți. Este și următorul lucru pe care am să vi-l povestesc acum și care este foarte important și în egală măsură extrem de emoționant. Vă mărturisesc că Andrei, aici în dreapta mea, habar nu are despre lucru pe care am să-l povestesc acum și este crezi unic. Crezi tu, eu știu tot. Nu știe, vă garantez, o să vedeți. Ca un ar peste timp, undeva în umbra, în dreapta, în stânga sau în spatele, dacă vreți, sau în permanență prin obiectivul aparatului de filmat, alături de Adrian Păunescu, în toți anii pe care mulți dintre domniile voastre îi știți, îi cunoașteți personal acești ani, alții nu, îi cunoașteți din povestiri sau din filme, a stat un om fabulos. Un om care a visat acest moment, acest moment pe care îl facem noi acum amândoi împreună pe scenă și vreau să-l invit și pe Daniel. Daniel, vină un pic lângă noi, te rog frumos. Daniel Ginga, vă rugăm aplauze, este un om minunat și un dirijor de excepție. Eu chiar nu știu nimic, deci eu măcar recunosc. Chiar nu știe. Acest moment în care un om a visat acest lucru și această colaborare și această formă de cenaclu a existat acum mai bine de 15 ani. Se întâmpla undeva pe malul mării, într-un festival monumental pe care l-a creat acest om, prietenul nostru, pe care vreau să-l evoc și pe care am să rog să-l aplaudați după ce am să-i spun numele. Este vorba de prietenul nostru, regizorul și minunatul om care a făcut posibil această idee și acest spectacol peste timp, prietenul geniului Adrian Păunescu, Cornel Diaconu. Mulțumim, Cornel! Cornel Mulțumim. Diaconu, autorul singurului film Mulțumim. Despre Cenaclul Flacăra, cel prin care știm astăzi, prin pelicula lui realizată în 83 și 82. Aplauze pentru Cornel Diaconu! Cum a fost cenaclul de atunci. El și-a riscat libertatea, montând filmul Cenaclului Flacăra în clandestinitate. A zis, nu-mi pasă dacă fac fușcărie, dar las o dovadă despre fabulosul fenomen Cenaclul Flacăra. Ai dreptate, Radu. Din nefericire, în țara noastră, o spun cu durere în suflet și mulți probabil că se vor regăsi în cuvintele mele, în ultimii ani suntem învățați că suntem proști, urâți, că suntem poate mai jos decât mulți alții, că poate nu merităm să fim fericiți sau nu merităm să ridicăm capul spre cer și să fim mândri de ceea ce avem. Oho!
Vă rog din suflet lucrul ăsta. De pe poziția unui om pe care, sau care în ultimii 20 de ani am făcut o cruciadă din acest lucru. Și mă bucur că alături de mine, de noi toți, de echipa noastră, oameni minunați, Paula Selling, care este alături de noi și este un om minunat. Iată, Daniel Jinga și iată, mulțumim că Andrei Păunescu, din punctul ăsta de vedere, a reușit prin inițiativa pe care a avut-o să țină lumina sus, să țină acest indart sus al cenacului. Eu zic să facem, că sunteți aici, să facem un moment, invitându-l pe scenă pe un folghist important din seria mai nouă a cenacului, pe care îl cheamă Eugen Avram și care a compus un cântec superb pe care voi l-ați reorchestrat. Aplauze. Eugen Avram și K1. Alături de Paula Selling și Daniel Jinga. O să avem nevoie de dumneavoastră la această melodie, pentru că iarăși este o melodie specială. E o melodie pe care a scris-o Eugen foarte mulți ani în urmă. O să vedeți despre ce e vorba. O să avem nevoie la un moment dat de domniile voastre. Ea nu poate exista fără dumneavoastră. La un moment dat o să avem un text ca la toate melodiile frumoase care au trecut în cenaclu și o să vă rugăm să cântăm cu noi acest text. De ce? Nu este pur și simplu un orgoliu sau o ambiție de artist, deși ne place și recunoaștem lucrul ăsta. Este pentru că vrem să audă din ceruri cei cărora le este dedicată această melodie. Eroii care au făcut posibilă libertatea noastră, eroii Revoluției de acum 30 de ani, lor le este dedicată această melodie. Nu mai știe ce să spună. Întunericul coboară și totul a căzut. Îndoiala te doboară. Frate, nu-i lăsa să moară. Nu-i lăsa să vadă tot ce s-a întâmplat. De când ei s-au dus, foarte mulți au regretat. Iubește viața asta, fă iară să renască. Învață să trăiești balada românească. Sfinătul sau regar din mulțime, acoperindu prastul soldat. Singurul gând este un gând de mai bine. E minunat! Gata cu acest coșmar. Nu mai vreau să mor mâine iar. Doamne, fii bun, dă-ne acum ca dă-l visat de noi pentru Crăciun. Mulți ani s-au dus.
Seling, mulțumim din suflet, Eugen Avram, Daniel Jinga, Andrei Păunescu, Orchestra Metropolitană București. Mulțumim din suflet, să vă dea Dumnezeu sănătate și să nu uitați să fiți mândri că sunteți români, pentru că asta e atitudinea și așa merităm. Și noi, și eroii noștri, și geniile acestui popor, să nu ne mai bucurăm de ei, să ne bucurăm de ei, să nu mai apreciem decât atunci când nu mai sunt. Avem păcatul ăsta ca nație, să scăpăm de el, să ne bucurăm, să-i apreciem, să iubim și să-i cinstim cât sunt în viață, nu când nu mai sunt. Vă mulțumim! Radu Fornea și echipa sa. Paula, te rog să nu pleci. Te rog să nu pleci, pentru că după lucrurile astea noi, care desigur nu puteau fi pe scena Cenaclului Vechi, eu de fapt știu că tu ne poți oferi o trecere în timp la începuturile Cenaclului, când Marcela Saftiuc cânta un cântec pe care tu îl știi și te rog să ne-l dai la pian și la voce. Fii lacrimilor tale, o veche piesă lansată la Cenaclu Flacăra, acum cu Paula Seling și pianul. Trebuie să mărturisesc că am mari emoții. Este pentru prima oară când cânt în acest minunat colț de rai. Îți mulțumesc, Andrei, pentru minunata ocazie. Așa că vă rog frumos, știu că știți cântecul și dacă îl știți și vedeți că eu mă potignesc pentru că am mari emoții, nu-i așa că mi-ți ajuta? Mulțumesc! Oh, my God.
Mulțumesc din suflet. Au fost tot felul de oameni sceptici, sigur, când au aflat ce se va întâmpla aici. Și au spus, dom'le, ce să caute ăla, ce să caute aia, de ce nu e ăla, de ce nu e celălalt? Dragilor, niciun spectacol nu poate fi la fel. Să-mi spună însă mie cineva, că a vorbit cu Adrian Păunescu și știe sigur că nu i-ar fi plăcut ce se întâmplă aici. Îl invităm pe Daniel Ginga în scenă pentru că Orchestra Metropolitană București va susține acum un artist venit în Cenaclul Flacăra în 1995, care a făcut de toate în Cenaclul, și chitară, bas, și orchestrații, și folk, și tot ce se poate face în acest Cenaclu, adică lucru frumos. El este Mihai Napu, vine în scenă să vă cânte o piesă iubită, o piesă care ni se cere în toate colțurile țării și ale Europei pe unde mergem, Eroina ești tu, o compoziție a sa pe versul de Adrian Păunescu. Ești ochii mei, sunt nebun după ochii tăi triști. Te aștept peste tot și visez să te muni, că am făcut pentru noi un spital de nebun. Acest fel de a fi vreau oricum să-l conserv în spital pentru corpul ca nu pentru merit. Nu e logic nimic în întregul demers, amintiri au murit și poturul să știți. Nu știam că am avut acest mare noroc să trăiesc când un om care nu vii de foc. Consolat te aștept, mie mi-e cas și pustiu și mă tem să te întorci, cred că nu te mai știu. Poate că între timp chiar și tu te-ai schimbat, un păcat părăsindu-ți asume al păcat. Poate numele tău e precum ți-am spus eu și ești rodul divin, fiica lui Dumnezeu. Nu mai pot, mi-am propus să te uit cu iubire cu tot. Îndărătnic te porci și absurd și naiv, dar eu hachița ta nu mai pot să o cultiv. Poate că între timp chiar și tu te-ai schimbat, un păcat părăsindu-ți asume un păcat. Poate numele tău e precum ți-am spus eu și ești rodul divin, fiica lui Dumnezeu. Eu din lacrima mea am făcut mai la nord un spital pentru nervi, spital pentru porți. Bag de-acolo mi-i sori într-un fel îngeresc ca să-ți dea de înțeles că eu tot te iubesc. Eu să nu te iubesc ca să vii, ca să pleci, te iubesc gratuit, inutil pentru veci. Poți la acest cobor, poți rămâne în zăpezi, te iubesc fără sens și tu nici nu contezi. Vei simți că fiorul trecut și vei vrea să le arăți că poemii ești tu. Și atunci ai să lupți să le poți demonstra că la mine în vieță este chiar viața. Și te vor lumini contestând dreptul tău, dar eu nu te-am numit ca să nu-ți fac rău. O să apare pe nedrept după ce am să mor ca un alt personaj scris de alt autor.
și atunci ai să negi adevărul ce strică între noi a fost și acest straniu conflict. Și vei face recurs că într-o zi ai să vrei să arăți cine-ai fost între atâtea femei. Eu atunci am să-ți fiu cel din urmă, tu declarând că oricum eroina ești tu. Astfel la adeveresc că și azi ne iubim și murim, am să fiu soțul tău legitim. Mihai Napu, eroina ești tu.